Bine v-am regăsit, prieteni! Acum 16 ani începeam o serie de emisiuni despre războiul geofizic, aparițiile extraterestre, fenomene inexplicabile, cu un ofițer de rang înalt care a cucerit repede micul ecran. Astăzi, generalul Emil Străinu revine în forță într-un context special, o seară explozivă, cu acces la informații gen top secret. Iată titlurile serii. Pentru prima oară în istoria Statelor Unite, Serviciile Naționale de Informații vor prezenta Congresului American un raport pe tema fenomenelor aeriene neidentificate. De ce a fost ales acest moment în plină criză COVID? Ce trebuie să știm și ni se ascunde? Cel mai cunoscut specialist în fenomene UFO din România, generalul Emil Străinu, revine în forță cu dezvăluiri de primă mână. Totul despre cele mai incredibile apariții OZN din România. Ei bine, doamnelor și domnilor, generalul Străinu este mai mult decât cunoscut și supranumit tăticul conspirațiilor din România. Bună seara, ne revedem după niște ani de pauză. Mă bucură că ne vedem. Am aici câteva cărți din cele 66 pe care le-ați scris. Da, sper că o să le arătăm. O să le și arătăm, deci, sigur că da. În primul rând, să spun, Mădăline, îți mulțumesc că m-ai invitat la emisiune. Noi am făcut zeci de emisiuni împreună și toate au fost emisiuni deosebite care au fost urmărite cu interes de public. Și am să fac un singur, să spunem așa, o singură paranteză. Aducând aminte că noi am vorbit pentru prima dată despre tornadă în România la Făcăieni și toată lumea aici că suntem nebuni. Fostul meu șef de la vremea respectivă vrea să mă treacă în rezervă, că știi povestea, că o știi de atunci, că am ieșit și am explicat că este tornadă. În 2005. Până în momentul, da, până în momentul în care am venit cu acele documente de la Institutul Național de Meteorologie, cum îi spunea pe vremea aia, unde am arătat că în 1964 a fost o tornadă mult mai puternică între București, Urziceni și Buzău, când au zburat pomii de la zeci de metri distanță, care erau bătrâni de 100-150 de ani, desmulși din rădăcine. S-au documentat și atunci au constatat că într-adevăr aveam dreptate. Primele discuții despre războiul geofizic. Așa o să vorbească și despre lucrurile astea de care spunem acum, adică vor deveni absolut cotidiene. Acum sunt curiozități. Bun. Războiul geofizic, ai zis foarte bine. Înainte de orice discuție, iată câteva dintre cărțile generalului Emil Străinu, Am vânat OZN-uri și extraterestri. Vreau să mulțumesc editurii Darkle pentru aceste cărți. Manualul secret, o lucrare foarte interesantă. Am încercat astăzi în câteva ore să parcurg cât am putut din aceste cărți. Iată, extraterestrul din lumea duală, tot Emil Străinu. Le puteți găsi pe piață, deși se epuizează și dispar ca pâinea caldă. Hai să începem așa. Este pentru prima oară în istoria Statelor Unite când Congresul American va dezbate un raport al Serviciilor Naționale de Informații săptămâna viitoare. Practic, ăsta e contextul în care ne vedem. Chiar e o notă interesantă. După ce mai mulți oameni de știință, ofițeri, să zicem analiști militari, au solicitat, senatori, au solicitat Serviciilor Naționale de Informații să întocmească un astfel de raport. Deci, practic, problema extraterestră se va discuta săptămâna viitoare, vineri, pe 25 iunie, în Congresul American. Și stau să vă întreb, sunteți un om cu o experiență uriașă. Ați fost în tot felul de congrese internaționale, ați cunoscut figuri uriașe ale acestei planete. V-ați întâlnit cu George Bush Senior. Chiar vreau să-mi povestiți un pic ce ați vorbit cu el despre extraterestri, că înțeleg că l-ați abordat pe această temă și ați vizitat toate zonele fierbinți ale planetei. De ce în acest context se discută despre problema extraterestră în Congresul American? Adică de ce n-au găsit alți ani? De ce tocmai acum, în plină criză medicală, în toată povestea asta COVID-19? România și lumea în general, România în contextul european, în contextul global, lumea în totalitate, se află într-un mare impas. Deci, indiferent că te numești Cipru, Statele Unite, Federația Rusă, Japonia, China, Congo sau oricare,
tot acest conglomerat de state, indiferent pe națiuni, pe organizații, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, Statele Unite ca federație de state, Federația Rusă ca federație de state și așa mai departe, se află într-un mare impas care are două componente. Primul impas este impasul economic și al doilea este impasul ideologic. Și am să caut să-ți explic aceste două lucruri legate de fenomenul Lozană. În Statele Unite, în momentul de față, asistăm la un mare spectacol. De exemplu, senatorul, unul din senatorii foarte cunoscuți din rândul politicienilor americani, este vorba de senatorul Harry Reid, a ieșit acum 3 săptămâni de zile și a spus clar și tare, cu subiect și predicat, că toate OZN-urile sunt chinezești și din Federația Rusă. Deci după ce de 70 de ani toată tehnologia lumii se chinuie să o studieze, acest obiect, care nu știm de unde vine, aceste ipotetice obiecte zburătoare neidentificate, un senator spune brusc că iată sunt din China și sau din Federația Rusă. La fel cum spunem că virusul este de la Wuhan. Deci, în oglindă, da? Sau o chestie foarte clară. Nu există, nu există și în cazul ăsta acest fenomen este numai în capul celor care îl prezintă. De asta ne imaginăm care este capul celor care îl prezintă. Deci îl prezintă piloți americani de pe F-16, F-22 care sunt pe portavioanele americane. Îl prezintă specialiști de la bazele nucleare americane care în orice moment poți apăsa pe butonul nuclear cu rachete de o megatonă, nu de 12-20 de kilotone ca la Hiroshima sau la Nagasaki. Sunt specialiști care au cele mai sofisticate tipuri de arme, numai să ne gândim în războiul cibernetic. Deci războiul cibernetic în lume la ora asta durează un sfert de oră. După un sfert de oră ne întoarcem în evul mediu, ca să fim foarte bine înțeleși. S-a făcut mare tam-tam cu această pandemie. Dacă pandemia ar fi fost reală, deci într-un an de zile și lăsând un an de zile, nu zic și ce mai este și din 2021, un sfert din planetă ar fi murit. Lăsând la o parte sechelele, alții grav bolnavi, alții, nu spun că nu există virusul. Deci rețineți, virusul există ca atare. Dar e un instrument, spuneți că e un instrument folosit în anumite scopuri. El este folosit ca o provocare pentru a rezolva cu totul alte probleme. Deci modul de raportare a economiei globale în momentul de față este nul în raport de viitor. De ce? Păi să vă spun, deci, Donald Trump a arătat că Statele Unite este, din punctul de vedere al datoriei publice, cea mai datoare țară din lume. În același timp, pare, deci asta nu înseamnă că este așa, că foarte multe din sistemele și mecanismele economice nu mai funcționează. Sau funcționează numai pentru unii. Gândiți-vă, uite, Mădei, îți dau un exercițiu foarte simplu. Gândește-te că 1% din populația lumii conduce întreaga lume și are toate bogățiile lumii. 4% din populația lumii sunt niște marionete foarte simple, cu sfori, care sunt conduși de către cei 1%. 5% din populația lumii sunt cei care își dau seama într-adevăr de situația în care se găsește planeta, oferă soluții, dar nu li se dă voie să le aplice. Iar 90% din populația lumii sunt aceștia care de genul bea o bere să-i facă vaccinul, ia 3 mici să-i facă vaccinul, la americanii dă un joint să facă vaccinul și așa mai departe. Nu, asta este problema. Poate să-ți dea și o carte. Deci asta nu este problema. Am văzut un pastor care dădea Biblie. Deci asta nu este o problemă. Ce îți dă? Problema este raportul tău, un raport cu această acțiune. Deci, dacă nu-ți dă nimic, nu te duci. Dacă îți dă totuși ceva, te duci. Mi-amintesc, ca să înțelegi foarte bine și să înțeleagă și telespectatorii, știi ce pomă la subiect, în timpul campaniei electorale, a trecut campania electorală și aveam un vecin. Și l-am întrebat, nu te supăra, știu că ești de orientare, să zicem, de dreapta. De ce ai votat cu cei de stânga? Păi zice, aceia au venit și mi-au dat o duzină de chibite. Deci în momentul în care modul nostru de a gândi se rezumă la clipa 1,
la secunda, nu ne gândim la ora următoare, la săptămâna următoare, anul următor, ce fac copiii tăi, ai mei, nepoții sau nu știu ce. Deci numai lumea se va sfârși. Bun. Și acum, de ce să spui tu în mod subit că OZN-urile sunt rusești sau că sunt chinezești? Pentru că ai nevoie să găsești un motiv dincolo de motivul care este dat de pandemie, să poți să-i înfrunți, să le ceri să facă ca tine sau dacă nu să te duci peste ei, să le cauți o motivație. Cum a fost motivația americanilor cu vietnamezi în Golful Tonkin? Bine, istoria are... Bun, aici e altceva, e alt nivel. Și cu Pearl Harbor-ul și cu... Aici e primul salt ideologic către problema extraterestră. Deci în plină criză COVID, Congresul american se ocupă de o poveste care ne-a obsedat zeci de ani. Asta e camera și asta este o carte care se numește Invazia extraterestră. Sper că o arată, da? Da. Deci în această carte, de ce o arăt? Nu. Da. Deci în această carte, pe baza cercetărilor unor mari specialiști din lume. Deci în cărțile astea eu am scris ce am făcut eu sau am cules date foarte importante de la oameni mai deștepți ca mine. Deci nu am început să fabulez. Și în această carte se arată, de exemplu, cu subiect și predicat, dovedit, demonstrat o chestie cumplită, ca de exemplu că faptul, ca de exemplu că Luna, în fapt, este o navă cosmică uriașă, un laborator uriaș, care supraveghează întreaga civilizație terestră, care a fost adus aici în decursul istoriei, care n-a fost aici și care ne conduce într-un fel sau altul, ne coordonează viața de pe Terra. Știu că vor spune că sunt plecat de acasă cu plugușorul acum în luna iunie, dar îi rog să facă următorul lucru. Ce m-a pus și pe mine un mare profesor englez? Să-l citească pe Platon, să-l citească pe Aristotel, să-l citească pe mari clasici greci, nu mai ia număr aici, și ai antichității, și va vedea în acele scrieri ceva ciudat. Când în scrierile grecești spune, la anul nu știu care, când luna nu era pe cer, sau la 20 de ani de când s-a suit pe tron cu tare rege și luna venise pe cer, sau era în anul în care erau două luni pe cer și una vedea, o trăgea pe cealaltă, după care cealaltă luna a plecat. Nu luăm acum criterii absolut științifice și o știință academică care are și ea limitele ei. Nu lupt cu știința academică. Din contră, sunt un adept al științei și al demonstrației. Însă suntem într-un moment în care anumite lucruri depășesc sfera de cunoaștere care am avut noi. Ce vor ăștia din Congresul American în acest moment ca să trecem spre alte zone? Deci vor un singur lucru, o distragere a atenției. Este ceea ce s-a întâmplat, sau ceea ce vroia să se întâmple în anul 2000 spre 2001, când era pregătit programul Blue Beam, respectiv cu ajutorul unor instalații deosebit de sofisticate, să pregătea, între ghilimele, și să fiu iertat, venirea pe pământ a Mântuitorului. Iar acum este pregătită venirea... Adică un fel de hologram. A tuturor marilor maestri și învățători ai umanității, începând cu Mohamed, cu Buddha, cu Vișnu, cu Iisus Hristos și toți ceilalți, care la momentul oportun își vor face apariția pe pământ și vor da anumite ordine. Și am să spun și când s-a făcut repetiția. Dar cine creează aceste programe? Programul se numește Blue Beam. În 2000, știți că se vorbește acum că vor fi trei zile în care se oprește netul, se oprește nu știu ce. Vă reamintesc că același lucru a fost în anul 2000, când era cu virusul Y2K. Când a zis că din acest moment toate calculatoarele se vor bloca, așa este și acum. Deci în timpul războiului din Somalia, în care se desfășura un carnaciu deosebit, a fost unul dintre cele mai sângeroase războaie, s-a încercat medierea Organizației Unității Africane, cu trupe acolo. Nu s-a făcut nimic. S-a încercat trimiterea căștilor albastre. Nu s-a rezolvat nimic. În fața la lucrurile astea s-au dus americanii, ei cu trupe, nu s-a rezolvat nimic. Și au plecat și americanii, și au venit izraelienii, în loc cu zeci de mii de soldați, cu tunuri, cu rachete, cu poliție militară și nu știu ce, cu șase autospeciale. Și l-au proiectat pe Mohamed pe cer și le-a spus Mohamed de acolo, în niște difuzoare de mii de wați, ca să se audă pe kilometri întregi, fraților, sunteți copiii mei, nu vă mai bateți,
Vă ordon, lăsați țara, noi din acest moment va fi pace și liniște. De atunci este pace și liniște în Somalia. Deci este experiment realizat. Există imagini cu acest experiment undeva? Deci totul făcut holografic, ca să ne înțelegem. Și asta este de 10 ani, mai mult de 10 ani în spate. Și gândiți-vă cât a evoluat tehnologia de atunci și până acum. Și mai e ceva, că nu era tehnologia de la momentul ăla, pentru că când asta e o armă. Deci este vorba de armă din război imagologic. Deci aici se lucrează cu război imagologic. Și tu nu ești cu cea mai bună armă ta imagologică să o arăți. Înseamnă că mai ai una. Și acum probabil că nu o să fie să apară Allah pe cer. O să vină printre noi și ne mulțește pești și ne dă mâna cu noi și apar pâini ca să mâncăm, cum făcea nu știu cine. Deci aici este problema. Deci este o chestie, o nouă metodă prin care să fim sclavizați. Asta este toată problema. Adică să fim reduși. Lumea s-a dezvoltat, lumea înțelege cu totul altfel universul, lumea înțelege că rolul nostru este să cunoaștem, să ne dezvoltăm, să devenim din ce în ce mai deștepți, dar în același timp mai buni. Dar să nu uităm că umanitatea, prin definiție, este o civilizație de tip conflictual. Niște mari sociologi și filozofi chiar spuneau că evoluția civilizației umane nu s-ar putea dezvolta dacă n-ar fi existat războiul. Să ne gândim că orice armă a realizat. Deci, ca să-ți dau un exemplu, gospodinile care se uită acum la noi nu știu că tigăile lor de teflon nu erau dacă nu era bomba atomică. Sau radarul ne-a dat cuptorul cu microunde. Sau vă pot da 100 și una de exemple. Momentul actual, ca să ne înțelegem. Momentul actual este următorul. Indiferent că lumea vrea, indiferent că lumea nu vrea, nu mai avem un singur centru de putere care este Statele Unite. Indiferent câte portoavioane, divizii și baze militare vor avea în lume. Deci lumea nu mai este cum a fost între 1990 și 2015, unipolară cu jandarmul care hotărea voi faceți asta, voi faceți aia, voi faceți aia. S-a terminat. E o lume multipolară, multipolară care puterea, să spunem, este disipată aproximativ egal. Păi are ăla baze peste tot, dar ăla are 1,5 miliarde de oameni care sunt în toată lumea. Fiecare, dacă taie un fir de telefon, face ceva sau pune trotil sub fiecare stil de telegraf. Adică lumea trebuie înțeleasă cu totul altfel acum. În alți parametri. Cel mai frumos și cel mai dur, și m-am speriat foarte tare ce a spus, adică ce a declarat un mare politician chinez de la ora asta, care a spus ceva de felul următor. Să nu uitați că a trecut vremea când un grup de state mai mici sau mai mari hotărau pentru ceilalți. Deci acum ori stăm toți la masă, bineînțeles, cei mai mari deocamdată, că asta este problema, nu o să pot hotărâ eu pentru toată Africa. Dar pentru Africa poate să hotărască, de exemplu, 2-3 mari puteri sau China, care a cumpărat deja o treime din Africa, nu? Deci asta e. Și în acest context trebuie să mai arunci, să mai vii cu ceva. Să mai distragi atenția. Problema extraterestră. Să mai vii cu ceva. Eu, de exemplu, l-am văzut pe Ronald Reagan la un moment dat într-un documentar în care vorbea de extraterestri. La modul cel mai serios. Și spunea așa că omenirea se va uni doar sub spectrul unei amenințări extraterestre. Foarte interesant. Același lucru l-au spus, de exemplu, Bill Clinton sau Barack Obama în niște emisiuni TV, dar învergură. Așa. Ronald Reagan, acum 30 de ani, reține la tribuna Națiunilor Unite, când a ținut un discurs, a spus ceva. Ce bine ar fi să ne unim ca în fața unui pericol ce vine din exterior. Să știu un lucru. Chiar era și chiar este un pericol care vine din exterior. Care este? Să nu ne gândim că viața asta fericită pe pământ, ca așa cum e ea, poate duce la infinit. Pentru că universul este infinit în spațiu și timp, materia are o infinitate de forme de manifestare și chiar și formele de viață sunt infinite. Viață. Cum înțelegem noi viața? Dar existența, entitățile, inteligența, dacă vreți, pot exista sub o formă care noi nu o putem înțelege. Nu avem nivelul acela de inteligență, al inteligenței lor să putem comunica cu el. Ia gândește-te la ce ți-ar folosi ție să faci o școală pentru furnici sau să deschizi o ambasadă pentru gâște. E exemplu clasic care se dă, știi? Sau fac un consulat pentru, știu eu, pentru șobolanii de la bloc. Deci asta este problema. Problema este că contradicțiile care vin de jos, de la mediul mic,
de la mediul familial care este distrus în momentul de față și vor să-l distrugă, celula de bază, nu, celula de bază societății, care așa le-am dezvoltat cu familie, le-am dezvoltat singuri. Se vrea, pentru că este o întrebare și am să te duc exact unde vrei. Zice, doamne, pe Bill Clinton, când a fost el mare președinte, nu s-a gândit și el că nu o să mai fie președinte și ce o să mai facă el? Că uite, o să întâmple ce o să întâmple. Dar câți dintre telespectatori știu că eu am fost în Statele Unite, sunt zeci de orașe subterane. Există pregătită o populație de delocare care în cazul unei catastrofe poate duce în locuri din lume în care noi nici nu știm unde. Și mai e ceva, este pregătită o populație sau un număr de oameni pentru delocare chiar și în cosmos. Și atunci, de ce te gândești, de ce Jeff Bezos sau Robert Bigelow sau Elon Musk vor miliarde? Că românul e ca la noi, face o cameră cu 17, o casă cu 17 camere și el stă în bucătărie, care acolo e mai cald și eventual ți-e și calul. Ia o mașină de 150.000 de dolari și o dă lui fisul care intră cu ea în pom. Acolo, de ce vor așa atât de mulți bani? Pentru că iată care sunt cercetările. Se caută panaceul universal. Se caută pilula nemuririi. Se studiază teleportarea, pluribicuitatea, să poți să te plimbi, să fii mai multe locuri în univers, să fiu aici, să fiu acasă, să fiu și la proiect, să joc tablă cu bunicul. Se studiază modul de a te deplasa cu viteză mai mare decât viteza luminii. Nu mai spun teleportarea și altele. Posibilitatea de a citi gândurile, de a ne reface organele. Rușii, de exemplu, au un program acum, Silicon 2045, care a fost aprobat de Putin încă în prima serie de mandat de-a lor, care este cumplită. Și am să spun sigur și repede pentru telespectatorii. Încă din anii 20, să intre pe internet să vadă. Rușii reușiseră în spitale, spitalele astea, cum se numesc, veterinare pentru animale, să facă transferul, de exemplu, la un cățel, la încă două capete. Deci era un cățel care avea trei capete. Sunt filme. Și cum cele trei capete, lui unul e foame, lui unul e foame, și așa mai departe, cum se bat între ei. Altul tăia capul câinelui și fără col, fără nimic, era ținut să trăiască, numai alimentat printr-un sistem de tuburi, mecanisme, ventilare și nu știu ce, luni de zile, fără să existe corpul. De-aia gândește-te, s-a gândit cineva, dar în cazul unui om. E bine, pe vremea lui Stalin, în gulagurile acelea cumplite s-au făcut și aceste experiențe. Și dacă aceste experiențe se făceau în anii 30, 40, 50, care au fost duse mai departe de către nenorociția de naziști în Auschwitz, Birkenau, Grunwald și în toate celelalte, unde este știința acum care toate aceste lucruri au fost luate, duse și dezvoltate mai departe? Clonarea, oaia Dolly, asta e ceva de antichitate. Eu cred că zecile astea de sportivi care sparg orice bareme și orice doboară, orice record, nu mai sunt de mult niște simpli atleți. Da, ci sportivi care li se schimbă anumite calități din punct de vedere genetic și anumite modificări în organism. Are toată povestea asta și tot acest, să zicem, ansamblu pe care l-ați descris mai devreme legătură cu problema extraterestră? Aici sunt tot felul de discuții. Apropo de președinții ăștia americani, există acum niște analiști, să zicem, care prefigurează noi scenarii post-COVID. Unul dintre ele ar fi legat de mimarea unui atac extraterestru pentru care omenirea, să zicem, a fost pregătită chiar și de Hollywood ani și ani de zile, filme făcute despre invazii extraterestrilor, etc., etc. Am auzit la un moment dat, am văzut, practic, un șef, șeful unui Lockheed Skunk, așa se numea, acest celebru trust de producție militară din Statele Unite, înainte de a deveni Lockheed Martin, spunând în anii 50 că deținem, asta spunea, tehnologia necesară pentru a-i trimite înapoi pe Marte, pe extraterestri. Asta a spus în anii 50. Deci, practic, ideea este că, de obicei, pe piață există o tehnologie mai veche cu vreo 50 de ani decât folosesc sistemele militare, 50-60 de ani, și că prin interacțiune cu o serie de rase de extraterestri, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 80 de ani, inimaginabil de mult în raport cu ceea ce a cunoscut istoria umanității câteva mii de ani. Practic, trebuie să ne îngrijoreze problema extraterestră sau trebuie să ne îngrijoreze guvernele care se vor folosi, iată cum vedem că se întâmplă în America, de probleme extraterestre pentru a ne impune niște scenarii. Indiferent de unde sunt ele, nu e cazul la noi, pentru că dacă în toată lumea asta în care am intrat noi
este democrația, la noi este ideocrația. Am mai spus o treabă asta și o susțin foarte clar. Așa că nu. Deci despre ce este vorba? Am să-ți dau două exemple foarte clare și simple. Nu, trebuie să ne sperie treaba asta cu extraterestri? Nu, problema este foarte, foarte simplă. Deci este o manipulare la nivelul cel mai înalt al unor grupuri care vor să realizeze un scop pentru alte grupuri. Asta e toată povestea. Deci un nou film care ni se dă. Pâine și circ. Asta este toată povestea. Și de asta vreau să-ți dau acel exemplu. Deci am stat de vorbă, în urmă cu vreo 7-8 ani, cu un fost comandant de submarin nuclear american. Și mi-a povestit acest comandant de submarin cum el, navigând undeva în Oceanul Pacific, la un moment dat s-a trezit în fața unui oraș subacvatic. Și l-am întrebat. Bine, dar ai raportat chestia asta? Zice, nu numai că am raportat, mi s-a spus să le mă duc niciodată acolo. Și am zis, domnule, dacă am stat de vorbă cu comandantul ăsta de submarin american, să dusem la un whisky acolo, așa, s-ar putea, știu eu, la ăștia pe submarin, mai trăgeau și ei o țigară, marihuana, în sfârșit. Și în urmă cu vreo 5 ani de zile, eram la Sevastopol, acolo are loc o reuniune științifică anuală care se numește New Time, adică o chestie în domeniul cele mai noi tehnologii ale timpului, unde se prezint. Și printre multe altele acolo, o să-ți explic și cu imaginea asta, tot așa, stând de vorbă, deci, cu un comandant de submarin fost sovietic, care acum era general, fuse comandant de grup, mi-a povestit același lucru. Ori, nu cred eu că se întâlnise comandantul ăla de submarin american cu comandantul ăsta de submarin rus, care n-avea nicio treabă unul cu altul, mai mult decât atât. Asta fusese la Acula, adică la vase submarine de submarine care vânează submarine, în timp ce ăla era îmbarcat pe submarine purtătoare de rachete termonucleare cu care lovea. Deci el trebuia să-i distrugă pe ăilați. Așa. Deci, ori acești doi oameni care nu aveau cum să se întâlnească, în primul rând, fiind din sisteme militare total diferite. Unul l-am întâlnit în Europa Occidentală la o anumită manifestare științifică, nu spun despre ce e vorba, ea s-a spus și unde, la Sevastopol. Dar nu e vorba de asta, e vorba că ei n-aveau unde să se întâlnească. Asta este toată povestea. Și să-mi spun același tip de poveste. Mai târziu, discutând cu un mare oceanograf și întrebând, mi-a spus ceva de felul ăsta. Emilio, era italian. Emilio zice, imaginează-ți că noi cunoaștem 15 la maxim 20%, dar nu 18-20% din ceea ce înseamnă mările și oceanele lumii. În rest este o mare necunoscută. Noi nu știm ce e acolo. Nu știm ce e pe fundul mărilor și oceanelor. Nu știm absolut deloc. Și vreau să-ți mai spun un secret, a zis. Acolo chiar sunt și alții. Și am zis, cine? Și a zis, adică lasă, nu mai e. Deci este foarte clar că există această posibilitate ca să fim o civilizație duală sau triplă. Adică să mai fie și alții pe aici. Nu vreau să intrăm acum în polemica aia cu lumea subterană, cu lumea subacvatică. Și... Domnul general, nu. Dar, nu, stai puțin, ce vreau să te fac eu? Vă rog, ca o chestie logică. Care ne văd. Vă rog. Să-i sensibilizez puțin că există și alte lucruri. Chiar dacă eu susțin niște teorii... Dar nu trebuie să ne temem de... ...niște teorii greșite, asta vor face ca unii mai deștepți ca mine să vină cu unele mult mai bune care să le infirme. Dar să vină odată cu ele. Deci pentru că stăm de zeci și de sute de ani... Dar eu iau logic. Dacă există extraterestri, ceea ce ar fi foarte posibil, nu? Până la urmă, până și papa, sau mai mulți papi au recunoscut treaba asta. Matematic, logic, din orice punct de vedere, există și alte civilizații. Faptul că până acum nu ne-au exterminat, din punctul meu de vedere, n-a trebuit să reprezinte o amenințare pentru noi, sau un prilej de a ne îngrijora. Mai degrabă m-aș îngrijora de ceea ce ar vrea să facă anumiți lideri ai lumii folosindu-se de așa numita problemă extraterestră. Pentru că, mă rog, la un moment dat, dacă umanitatea nu va putea fi controlată pe ideea că suntem din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai deștepți totuși, un scenariu care ar permite formarea unui guvern mondial și impunerea unor structuri politice de tip dictatorial ar fi exact ăsta, hai să ne unim că ne-au atacat extraterestri. Dar acești, așa zis, extraterestri pot fi, practic, reprezentanții unor structuri militare... Să le arătăm ceva telespectatorilor. Neaușe, umane. Deci, vreau totuși să le spuneți... Aici că e în culori. Da. Dar vă rog să apropiați. Hai să focalizăm un pic. O să vă explic... Și o să vă mai arăt niște fotografii ca să vedeți.
Pentru că toată lumea aici, că nu sunt extraterestri și nu e nimeni în cosmos acolo și nu e nimic. Deci pe această fotografie, dacă sunteți pare. Hai să o mai focalizăm un pic. Hai, că... Așa, dacă se poate să focalizăm. Okay, este exact bomboana de pe coliva a celor care nu cred. Așa, gata. Așa, deci acolo sunt eu în poze, mă vedeți? Mă vedeți cu un pistol în mână. Deci este un pistol care eu l-am luat la o expoziție în fosta Uniune Sovietică. Închideți-mi și pe care l-am avut în mână și era folosit în dotarea cosmonautului. Iată-l și aici. Sunt două pistoale, o să vedeți, unul mai mic și unul mai mare. Apropiați din nou. Da. Deci pistolul mare era pentru lupta între nave, ambele pistoale sunt cu laser. Deci cel, cum aveți dumneavoastră în stânga, în stânga și în dreapta jos, și cel de sus era pentru lupta între cosmonauți. Deci fiecare cosmonaut sovietic, vorbim până în 1990, avea un astfel de pistol. Deci după 1990, când l-am întrebat pe Alexei Leonov, a murit anul trecut, Dumnezeu să-l ierte, era creștin și ortodox, bine, dar de ce îmi spui că până în 1990? Pentru că începând din 1991 s-au introdus arme mult mai perfecționate. Și ia să vă arăt aici, că l-am și... Uitați aici să vedeți. Ia să văd dacă mai arată. Așa. Ce... L-am și demontat și l-am și în mână ca să vedeți. Adică să vă dați seama de ce... Adică de ce se poartă ei arme. În același timp, Armstrong, când a fost... Neil Armstrong, când a fost pe lună, a avut la el... Deci a avut la el un pistol cu laser, o Biblie, o cruce, șorțul masonic, sare și pâine. Deci rețineți, și acolo s-au zis niște... Când nu au fost ei arătați de a coborâ jos din pătrapă, a fost un moment. S-a făcut acest moment, să spunem, s-a sfințit, ca să spunem așa, ajungerea lor pe lună. Biblia care era... care a fost pe lună, am și văzut-o, s-a vândut pe o sumă uriașă la licitație. Deci, dacă tu nu ești pregătit să te întâlnești cu cineva în cosmos, de ce mai duci arme după tine? Deci fiecare cosmonaut era în armat. Și mai este ceva, pentru că este ceva foarte recent. Deci, forțele militare ale Federației Ruse și toate serviciile speciale, până în anul 2010, care aveau în compunerea lor scafandrii, se antrenau în lacul Baikal. De ce în lacul Baikal? Pentru că lacul Baikal oferă condiții la fel cum iarna, cum ar fi cele arctice, și vara, cum ar fi în celelalte tipuri de mări, în celelalte tipuri de anotimpuri și de zone de climă. Bun. În 2010-2012, cei care se antrenau acolo au constatat că erau urmăriți de niște ființe acvatice care semănau cu oamenii și care erau mai înalți ca ei. Deci, spun ei, o dată și jumătate mai mari decât oameni. Au venit, au raportat, s-a raportat și la Moscova și s-au dus să-i prindă cu plase, cu nu știu ce, să-i prindă. A avut loc o luptă sub apă acolo, și-au pierdut viața mai mulți scafandrii. Așa, după care, rețineți, pe frecvențele pe care comunicau ei sub apă, s-a primit avertizmentul că dacă nu se mută centrul de acolo, toți ceilalți vor fi uciși. Și de atunci centrul a fost mutat de acolo. Deci este posibil ca printre noi să fie și alte tipuri de entități. Eu, dacă ți-aș spune ție acum un dispozitiv cu infraroșii și ai privit ce este în camera aici, ai ieșit, ai fugit. Te-ai speria. Sau un dispozitiv, se numește un amplificator de lumină reziduală și cu un spectru nevizibil. Deci asta înseamnă să vezi, de exemplu, un ultraviolet la limita vizibilului, nu mai stai un minut în camera asta, o iei la fugă. Dar nu te gândi că numai aici, așa e peste tot. Dar noi nu putem interacționa cu aceste lucruri. Pentru că ele sunt în zona lor de existență. Deci suntem, cum să spun... Vorbiți de așa anumitele dimensiuni. Da, deci nu interacționăm cu ele. Nu-i vedem, nu-i... Citeam într-una dintre cărți, descriați vreo 51 de rase de extraterestri, dar nu despre asta vreau să vorbesc acum.
Știu că v-ați întâlnit cu președintele George Bush când a venit la București. Cu ce? George Bush, cu președintele George Bush. Da. Și mi se pare foarte relevant în raport cu ce se va întâmpla săptămâna viitoare în Congresul American. Pentru că i-ați adresat o serie de întrebări și mi se pare deci nu constituie relevant. Nu constituie niciun secret. Au trecut de atunci 26 de ani, nu mai sunt sub incidența păstrării secretului și în același timp, atât fostul președinte George Bush, vorbind de cel bătrân, cât și doamna Barbara Bush au murit în anul 2019. Președintele a murit foarte interesant de Crăciun și doamna iarăși foarte interesant de Paște în 2019, adică în apropierea acestor sărbători. Deci în perioada când mă aflam acolo, toată lumea întreba ceva pe George Bush. Gândiți-vă, ne aflam în fața stăpânului lumii în 96. Deci el fusese cel care distrusese comunismul. Fusese șeful CIA-ului, președintele SUA, un bărbat curajos care în timpul războiului luptase pe portavion cu avion de vânătoare împotriva avioanelor Zero japoneze. Deci nu un tip care să se sperie și care să aibă chestii de-astea angoase. Și m-am gândit ce să-l întreb și eu, dar ceva ca să-mi și răspundă. Și m-am gândit să nu-l întreb ceva care să-mi răspundă da, nu. Și cu așa mai modest și eu m-am gândit. Domnule președinte, aș vrea să vă întreb și eu. Credeți că se va recunoaște vreodată contactul cu ipoteticele civilizații extraterestre? Dacă era un președinte de ăsta, zicea da, sau pleacă de aici. Sau... Și a spus ochelarii și a zis colonela, canal, nu mai spun toată în engleză. Erați colonel atunci, da. Este posibil ca foarte curând Hollywood-ul lucreze, ca și toată mass media, să ne învețe cu asta, dar, dragul meu, până atunci va trebui să aflăm ceva îngrozitor, înspăimântător. Și a folosit cuvântul horrible. Și eu imediat am zis, what is horrible? Ce poate să fie? Ce este? Și atunci a fost scena care mă bântuie de 26 de ani. George Bush a pus așa mâna la gură și a arătat în sus. Vreau să vă spun că eram afară. Deci nu eram într-o clădire. Adică poate să-mi spună ceva că cineva ne aude. Garda lui de corp era la vreo 5 metri, era un negru înalt de vreo 2 metri, 1,95 m avea și își aranja guma, mânca gumă. Doamna Barbara era că a venit, că ea ne-a întrerupt, dânsa ne-a întrerupt pe vremea aia și ne-a întrerupt că venea să-i aducă un ceai sau nu știu ce. Ai noștri erau în partea asta, că era, eu am fost cu o doamnă detașată acolo din partea noastră. Și a făcut cu mâna așa, adică în sensul că îți mai spun eu. Și n-am putut să-l mai abordez. Dar gândiți-vă, deci, dacă un om... Ce-a vrut să spună? Ce-a vrut să spună, da. Deci de 26 de ani mă întreb, din 95 și până acum, ce-a vrut să spună cu chestia asta. Adică dacă era, cum să spun, dacă era papa, înțelegeam. Dom'le, e răsta la Dumnezeu. Da. Dacă era, să zicem... Uite, un exemplu, ca să nu dăm de la noi. Era președintele Bulgariei, să zicem, nu? Zice, bă, ăia, europenii, eu, știu eu, Pentagonul, NATO, nu știu ce. Dom'le, dacă tu, în 95, erai din postura... Cel mai puternic șef de stat din lume. Deci era din postura de stăpân al lumii. Adică nu era o chestie, cum să spun, să mai depinzi de cineva. E, ori înseamnă că există un astfel de secret foarte păzit și care poate fi într-adevăr devastator pentru mulți dintre noi. Credeți că acest secret ar putea fi acesta? Faptul că oamenii vor afla că au fost rezultatul unei inginerii genetice și că au fost creați de o rasă de extraterestri și astfel, Hai să spun ceva. Multe dintre teoriile religioase și așa mai departe vor fi aruncate în aer. Am mai spus-o și alterat. Da. Și nu, fără rușine, fără nimic, deci eu sunt un creștin ortodox, așa a fost un neamul meu, tata a fost un ofițer și el era la fel. Cred în chestia asta, cred în Mântuitor, cred în absolut orice, dar cred și în existența extraterestrilor. De ce? Pentru că este posibil ca și ei să fie unealta lui. Pentru că Dumnezeu, nu o să vină Dumnezeu ăsta care este aici și o să-ți ia ție hârtia din mână. El o să acționeze printr-un fenomen, prin altcineva, prin animale, prin păsări, prin fenomene cosmice, astronomice. Deci Dumnezeu nu este Dumnezeu nu este mădălin, străinul, Marea Neagră, Universul, Luna. Dumnezeu este cauza existenței tuturor acestor lucruri. Deci mă înțeleg, este existența ceva... lui Dumnezeu nu exclude ideea existenței extraterestrilor și nici invers. Da. Nu exclude cu nimic. Și aici vreau să spun că cel mai
cum să spun, diplomat a fost Papa Ioan Paul al II-lea, în momentul când l-a întrebat puștola, deci dacă era un alt papă, adică atât un răspuns atât de frumos. Da, fiule, că și ei sunt copiii Domnului. Un lucru foarte frumos. Există extraterestri și așa a răspuns. Știu, că toți acum i-am văzut și pe unii, pe niște site-uri de-astea, toți nei ca nimeni, toți, că Vaticanul are 100 de cosmonauți pregătiți. Dragă, în 1983 sau 82, îmi scap acum, dar mă duc acasă și mă uit. Duceți-vă pe internet. Este o carte care a scris-o Victor Kernbach. Se numește Biserica în Evoluție. Deci în anii 8, la începutul anilor 80, el spune în cartea aia că Vaticanul avea peste 100 de oameni pregătiți din punct de vedere medical, adică apți medical, și din punct de vedere științific să îndeplinească misiunea de astronaut în sensul de a aduce mai departe învățătura Domnului. Deci e foarte importantă chestia asta. Deci că toți... Ce e ce? Într-un final trebuie să cred în ceva și cred în ceea ce e cel mai vechi pentru mine, în această spiță care vine de 2000 de ani, de când vine, de când ni s-a arătat, dacă vrei. Asta este toată povestea. Dar numai puțin, adică e și absurd. Istoria noastră oricum este foarte marcată de ideologiile naționale și de perspectivele pe care statele le au asupra istoriei. Dar sunt atâtea vestigii antice care demonstrează aproape fără niciun fel de tăgadă că au existat niște civilizații pe pământ. Avem atâtea bazoreliefuri în America de Sud, în care vedem nave de luptă. În Egipt vedem la fel. Avem niște texte antice indiene, care sunt cele mai vechi din lume. Sunt Bhagavad Gita-le, sunt Vedele, care descriu nave. Hai să rupem pisica. Da. Deci, care cum se numeau? Vimana. Ascultă-mă. Vrea, nu vrea. La ora asta eu sunt singurul european care am intrat și am ieșit viu din zona 51. Unde am stat 48 de ore. Acolo, în zonă. Să ne înțelegem foarte clar. M-au și premiat pentru chestia asta. Bine, acum spun ce se poate spune. Pentru că și aici este o chestie. Că dacă băteam câmpii, nu mai eram acum în fața ta. Pentru că sunt alții care au murit pentru lucruri mult mai... Mult mai simple, da. Bun. Dar vreau să înțelegi un lucru. Acest contact există. Cel puțin în secolul 20 există, de exemplu, clar de pe vremea lui Hitler. Există după aceea de pe vremea lui Truman. Există de pe vremea lui Stalin. Stalin a avut unități speciale. Chiar îi rog să citească cartea asta, pentru că vor vedea cum aceste unități speciale culegeau date inclusiv de pe teritoriul... Manualul secret se numește cartea. Referitor la orice ținea de obiectele zburătoare neidentificate. Și sunt date datele, cum și ce fel. Deci problema este foarte simplă. Din punct de vedere al opiniei personale, civilizațiile extraterestre există, nu au niciun interes să se arate, pentru că dacă ele există și au ajuns aici, sunt net superioare noastră și conform unei legi universale, legea numărul 1 spune să nu te amesteci într-o civilizație. Și e clar că n-au interes să ne distrugă. Da. Este posibil să ne ajute? Este posibil să răpească oameni și să îi ducă în altă parte? E posibil. Este acea înfiorătoare teorie a recoltărilor. De exemplu, unul din mari ziariști americani, Frank Edwards, a dispărut după ce a vrut să demonstreze că în fiecare an 400-500 de mii de americani dispar fără urmă și sunt luați într-un fel sau altul și sunt folosiți în altă parte. Nu știu, poate să mâncați cu salată, vor fi bun cu cartofi prăjiți. Nu știu. Problema este că în fiecare mare stat, nu-mi pun problema la România, apropo că printre altele sunt absolvenți și la Academiei de Poliție în sfârșit și am vrut să ajung în zona la populație acolo să aflu și eu câți dispar din România. Acum nici n-ai cum să mai calculezi, sunt cifre uriașe. Dar chiar și pe vremea comunismului, când era strictețe aia, erau sute de oameni care dispăreau efectiv. Nu treceau frontiera, nu-i găseai în necazi, nu-l tăia nimeni. Unde dispăreau oamenii ăștia? Foarte mulți oameni care erau dispăruți. Și mai e problema aia dureroasă. Cei mai mulți sunt copii. Deci reține, cei mai mulți sunt copii. E, ori acum, ia gândește-te, gândim așa, strâmb și hâniu, drept. Noi nu facem experiențe pe șobolani, pe broaște, pe, nu știu eu, poate vor să facă și ei, poate și noi suntem pentru ei tot. Material și mai e ceva, studiu. Și mai e ceva la care noi
la care noi nu știm să, noi, unii dintre noi nu știu să aprecieze, faptul că noi avem această capacitate emotivă, sentimentul, afecțiunea, care este ceva extraordinar. Dacă până în 2000 vorbeam înainte de emisiune, pentru că telespectatorii nu știu, noi nu le-am văzut de 20 de ani, cred. Nu, de 10. De 2008. De 10 ani. Da, de vreo 10 ani. Nu, de, la emisiune zic. Da, așa da, ne-am văzut. Da, da, da. Deci, zic ce vorbeam, că m-am sărit. Eu nu, vorbesc de experimentele pe care le pot face ei așa, pe noi. Deci problema care e? Problema este că acest tip de experiență care se poate face, poate fi, cum să spun, făcută la scară universală. Adică de unde nu știu eu, prin absurd, că, să zicem, un locuitor după Alpha Centauri, ipotetic, se duce pe Sirius și ia un locuitor de acolo și vrea să vadă cum e făcut, nu? Sau poate există o lege universală prin care trebuie să vedem reciproc cum funcționăm sau cum nu funcționăm. Și ne întoarcem la ceea ce spuneam cu afectivitatea. Adică se pare că aceste, sau o parte din ele, sau cele mai multe, se spune că 9 din 10, nu au absolut deloc această calitate a afectivității. Adică vă referiți la rase? Da, te tratează ca un obiect. Și este foarte complicată treaba când ajungem la treaba asta. Știi că și acum se spune că ar exista o modalitate prin care să ni se scoată din ADN-ul tocmai afectivitatea, tocmai emotivitatea, adică să fii făcut robot, sclav. Care Ceape, care între cele două războaie mondiale, o carte celebră, Rur se numește, Rosum Universal Robot. El este cel care de fapt a și definit robotul cu numele de robot, care este înspăimântătoare din punct de vedere, când omul este adus la stadiul de robot și nu mai e nimic, adică cum să spun, ne vom trata reciproc ca pe lucruri. Dar asta se încearcă prin ideologii de când lumea. Să devenim un nu fel dacă de... chiar se încearcă sau, cum să spun, sau este o experiență. Da, să devenim un fel de aparate care pot fi accesate foarte ușor și tehnologia actuală cred că permite, din anumite puncte de vedere, să fim manipulați la maxim. Sunt atâtea și atâtea instrumente pe care le folosesc pentru a ne bombarda, între ghilimele sau nu, cu tot felul de informații în permanență și care ne accesează zone sensibile ale creierului. Dar revin la povestea noastră. Americanii se pregătesc pentru prima oară să dezbată în Congres situația extratereștilor, problema extraterestră. Credeți că vor recunoaște fățiși în acest moment nu, că există extratereștri? Îți reamintesc că la plecarea lui Obama, Mike Pompeo a desecretizat în ultima zi a mandatului lui Obama numai puțin de 3 milioane de documente legate de cercetarea spațiului OZN, astronomie, nu știu ce. Te rog să mă crezi că fiind acum la pensie și nu știu, având timp suficient, vreo câteva mii am studiat și eu, dar o iei pe asfalt. Pentru că nu pot singur, trebuie colective întregi de oameni ca să le studieze. Nu, va fi praf în ochi, la fel ca și cărțile care apar. Pentru că și la noi, de exemplu, cei care au scris cărți, eu n-am nimic cu ei foarte bine și eu scriu cărți și să scrie cât mai mulți cărți și să scrie despre orice și cele bune să se aleagă și așa mai departe. Nu este nicio problemă. Conform cântecului, e altul care cântă mai bine decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Dar alta este problema. Să zicem că noi am avut 10 oameni care au scris, persoana de față se exclude, despre OZN-uri. 8 din ei n-avea nicio treabă cu subiectul. Deci dacă cu subiectul avea treabă Doru Davidovici, care fuse pilot, pe care eu l-am și supravegheat când eram cu radarul și nu știu ce, și mă uise dar apostol, care fuse și tot în aviație și din ea. În rest, toți ceilalți luau cărți americane, franceze și nu știu, și făceau și ei cărți. Adică cărți din cărți. Asta e altă problemă. Fac un studiu, am păreri. Dar nu veni să te cerți atunci cu unul care stă 20 de ani în fața ecranului de radiolocație și vede ce vede acolo. Cum au fost și alții, să știi, care au stat 20 de ani în fața ecranului și nu au văzut nimic. De ce nu au văzut? Pentru că e și frica. Cei care o să citească cartea o să vadă. Cine raporta în armata română că a văzut OZN-uri, în prima fază lua o pedeapsă foarte, foarte aspră, care putea să meargă până la degradare, schimbarea din funcție așa, după care era trimis la psihiatrie. Piloții, clar, erau luați de la zbor. Da, aș vrea să vorbim după publicitate despre un episod foarte interesant, apropo de perioada lui Ceaușescu. Am citit în cartea noastră cum a dat Ceaușescu un decret 416 se numea și care mi se pare că se referea exact la problema aparițiilor de tip UFO din România.
Pentru că nici România nu este exclusă de la acest tip de apariții și vom și comenta câteva dintre cele mai tare apariții OZN din România în câteva momente. Repet, într-un context în care, doamnelor și domnilor, e o chestie serioasă. Congresul American dezbate săptămâna viitoare pentru prima oară un raport al Serviciilor Naționale de Informații pe tema extratereștrilor. Ne revedem în câteva momente. Nu ratați nicio secundă din această discuție captivantă.